Crezi în această recomandare a Societății de Transport București de a lăsa mașina acasă și de a decongestiona într-un fel traficul? Da. Tu blochezi traficul sau din contră tu rămâi blocat în trafic? Da, cred cu tărie că ar trebui să lăsăm mașina acasă atât de mult pe cât este posibil, însă nu sunt deloc de acord cu această manieră de comunicare, pentru că, de fapt, autoritățile ar trebui să se comporte precum un părinte cu copiii, ar trebui să-i facă să înțeleagă și să facă acel lucru cumva din proprie inițiativă, nu să li se bage un pumn în gură, așa, faceți așa, că așa vă zic eu. Nu, omul trebuie convins, în niciun caz nu pot fi de acord cu această manieră de comunicare, cu atât mai mult cu cât, într-adevăr, sunt zone neacoperite sau sunt slab acoperite sau ineficient acoperite de către transportul în comun. Adică, așa cum ne amuzam mai devreme, chiar un comentariu de pe Facebook întreba, bun, cum vine doamna primar general al Capitalei din voluntar până la primăria Capitalei cu transportul în comun, respectiv STB, și am vrea să o vedem și noi, cel puțin odată, adică să nu mai blocheze cu mașina dumneaei traficul, așa cum ne sugerează compania din subordinea dumneaei, și să folosească și ea la fel de bine transportul în comun. Fără discuție că în orice oraș civilizat în care mergem, vedem că lucrurile sunt puse la punct. Transportul feroviar este de departe primul care este cel mai eficient, metrou sau tren. Putem vedea asta la Paris, la Londra, în oricare dintre marile capitale. Autobuzul de asemenea este o variantă, însă trebuie să aibă linie dedicată, iar noi avem, să zicem, 0 metri de linie dedicată. Și mă refer iarăși nu între două semafoare, că nu rezolvăm nimic cu o pistă dedicată sau o bandă dedicată autobuzelor între două semafoare, ci ar trebui să fie între centru și diferite cartiere, sau între centru și aeroport, sau între centru și sudul orașului și așa mai departe. Adică dacă te urci într-un autobuz și tu ca șofer vei sta la fel de mult în autobuz bară la bară, nu te va convinge niciodată să-ți lași mașina acasă. Când vei vedea că faci jumătate din timpul pe care îl petreci în mașină, cu siguranță că atunci te gândești de două ori și zici, da, mă, hai să mă urc, uite, am un autobuz cu aer condiționat, găsesc loc pe scaun, în timpul ăsta citesc, stau pe Facebook, mă uit pe geam și conduce altcineva pentru mine și nu mă stresez deloc, da, atunci probabil că putem vorbi despre acel mesaj al Societății de Transport București. Și pentru că ne-am reîntors la acest mesaj al Societății de Transport București, ai o recomandare pentru ei cam cum ar trebui făcută această comunicare, așa încât să ajungă exact acolo unde trebuie și într-un fel să-i convingă pe cei care trăiesc sau muncesc în București să renunțe la mașini și să meargă cu transportul în comun. Acum nu vreau să mă transform într-un părerolog din ăsta universal la care se pricepe la orice, dar cred că cel mai simplu să-i convingi pe oameni este cu cel mai simplu mod în care poți să-i convingi este să vii cu o ofertă. Adică oferta respectivă arată, din punctul meu de vedere, așa. Locuiești în drumul taberei, ți-am creat 1000 de locuri de parcare în care îți lași mașina, pur și simplu, sau la intrările în oraș, ai de aici, îți iei autobuzul, faci atât până la locul tău de destinație, găsești, repet, loc pe scaun, ai aer condiționat și nu tu ești cel care se stresează în trafic. Apoi, m-aș duce și aș școli și șoferii de autobuze, pentru că, repet, fiind un obișnuit al transportului în comun și cumva pricepându-mă și la ce înseamnă anticiparea traficului, avem niște șoferi de autobuz, din păcate, care nu se pot numi șoferi profesioniști. Adică, unul, că cu asta am început discuția, vorbesc la telefon aproape în continuu, chiar dacă pe handsfree. În al doilea rând, nu anticipează traficul deloc și pleacă de pe loc foarte puternic, moment în care, dacă nu stai pe scaunul ei, înapoi și trebuie să te ții bine de bare. Atunci când vine stația, nu anticipează sau semaforul și pun frână bruscă și iarăși vii înapoi. Și pentru persoanele, de exemplu, mai în vârstă, nu este deloc confortabil să facă acest joc de popice prin autobuz. Eu cred că asta ar fi cu adevărat metoda de a convinge oamenii să funcționeze cu, să folosească și să
meargă la, să ducă copilul la școală, să meargă la birou și așa mai departe cu transportul în comun, nu printr-o ceartă. Tu ești cel care blochează traficul. Doar tu ăsta de aici, din mașina roșie.